Sinaxar. 7 septembrie. Sfântul mucenic Sozont. Acesta a fost la început păstor de oi în Cilicia, numindu-se la naștere Tarație, iar la botez a primit numele Sozont. Meseria practicată din tinerețe l-a învățat arta de a păstori oile cele duhovnicești, iar prin cuvinte de Dumnezeu insuflate, a adus la credință o mulțime de păgâni. Într-o zi, fiind încredințat prin vedenie că venise vremea să mărturisească pe Hristos, a coborât către Pompeiopolis, orașul din apropiere, și s-a dus la templul idolilor, unde era în plină desfășurare o sărbătoare păgână. A intrat în clădire și cu o lovitură puternică a tăiat o mână din statuia de aur a zeiței Artemis, rupând-o bucățele și împărțind-o la săraci. Păgânii s-au tulburat mult, dar mai tare s-au uimit văzând pe fericitul Sozont că se dă singur în vileag și merge să mărturisească cele făcute înaintea guvernatorului Maximian. Uimit de curajul creștinului, acesta îi spuse că îl iartă cu condiția de a se închina și a cere iertare zeiței profanate. Dar pentru că a refuzat, urând tăcerea atunci când era vremea a mărturisi, Sozont a fost supus la multe chinuri, fiind încălțat cu sandale de fier, având cuie în talpă, cu care a fost spus să alerge. I s-au rupt mâinile și picioarele în mai multe locuri, a fost bătut atât de crunt încât i se vedeau oasele și măruntaiele. Dar întru toate Sfântul mulțumia lui Dumnezeu într-o bucurie, văzând cum sângele i se vărsa pe pământ ca o rouă binefăcătoare. Și după ce a primit cereasca cunună a muceniciei, pe când călăii săi voiau să aprindă focul pentru a-i arde trupul, s-a iscat dintr-o dată o furtună atât de năprasnică, încât ploaia a stins îndată flăcările, păgânii fugind înspăimântați. Câțiva creștini evlavioși s-au îngrijit de moaștele Sfântului Mucenic, care s-au dovedit a fi făcătoare de minuni, iar mai târziu, peste dânsele s-a zidit o biserică într-o a sa pomenire. Tot în această zi facem pomenirea sfinților mucenici Evod și Onisifor, dintre cei 70 de apostoli. Tot în această zi facem pomenirea Sfântului Ioan, arhiepiscopul Novgorodului. Tot în această zi facem pomenirea Sfântului mucenic Evpsihie. Tot în această zi facem pomenirea sfinților Simeon și Amfilohie de la Pângărați. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.